Așteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum să dăm dovezi în lume că-n aste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când a noastre piepturi păstrăm cu fală Vă mulțumim pentru sugestiile dumneavoastră, vă mulțumim pentru faptul că ne urmăriți. Sunt în această dimineață, din nou, în cabinetul de lucru al domnului Marian Măroiu. Bună dimineața, bine ne-ați primit la dumneavoastră. Bună dimineața și bine ați revenit. Și bine am revenit la dumneavoastră și am revenit cu drag. Mă bucur și eu vă primesc cu același. Pentru că în ultima vreme am urmărit evoluția dumneavoastră în această campanie electorală și mi-a plăcut foarte tare ceea ce am văzut. Era imperios necesar să vorbim și să mai vorbiți cu oamenii și așa, de pe sticlă, pentru că vorbiți cu ei în fiecare zi. Haideți să începem. Să începem să le spunem oamenilor cam ce s-a întâmplat în ultima vreme, cum v-au recepționat oamenii pe care i-ați vizitat, pentru că ați fost în foarte multe locuri, ați fost în tot Giurgiul, ați fost cu echipa noastră de campanie. Cum văd oamenii viitorul Giurgiului? Cum vă văd pe dumneavoastră ca viitor primar? Și cam ce vor oamenii din Giurgiu? Da, în ultima perioadă, așa cum mi-am învățat pe oameni, am fost între dumnealor, am discutat problemele ajutoare ale orașului, care sunt destul de implicate. Așa cum ne-am obișnuit, ascultăm, ne notăm și o să ajungem la conducerea primăriei și toate problemele pe care le-am adunat, toate ofurile cetățenilor din Giurgiu, o să le rezolvăm. E adevărat că nimeni nu reușește peste noapte să rezolve totul, toate problemele, dar promit cetățenilor din acest oraș, pe care sincer, îi am la suflet, pentru că n-am putut niciodată să plec din orașul în care m-am născut și am crescut. Sunt foarte legat de acest oraș. Am 55 de ani, mi-am făcut studiile la București, dar m-am întors tot acasă.
pentru că și eu și familia mea, chiar și copilul meu și-a făcut studii la București, după care a revenit în Giurgiu. Probabil că este în ADN-ul nostru să, iarba verde de acasă. Da, să ne întoarcem acolo unde ne-am născut și să dăm orașului nostru toată experiența noastră și tot ce am învățat în acești ani. Eu sunt pregătit să preiau această funcție, am experiența necesară, am lucrat foarte mulți ani în administrația publică și sunt pregătit pentru orice provocare în domeniul administrației publice. Apropo de provocări, domnule Măruiu, în orașul nostru, așa pe surse vă spun, pentru că e normal să am și eu surse, în orașul nostru plin de gropi și de mizerie în ultima vreme și lăsat așa de izbeliște, și o spun cu regret, așa, în orașul nostru unde nu sunt investitori și unde oamenii nu prea au locuri de muncă și unde domnește așa o delăsare cumplită, se spune că în ultima vreme, în luna iulie, în luna august și cu pregătere în luna septembrie, au venit așa niște vizitatori peste noapte și s-au făcut cetățeni ai Giurgiului. Pentru că spuneați de provocare, și eu fac o provocare și rog Biroul de Evidență al Populației Giurgiu să ne dea niște răspunsuri concrete, să știm și noi câți oameni au venit așa în Giurgiu și sunt cetățeni așa de câteva luni de zile Giurgiu. E dreptul nostru să știm, pentru că se lucrează murdar. Se lucrează pe ascuns și cu lucruri murdare, care altădată au dus la câștig, la câștigul unei persoane în defavoarea giurgiuvenilor. Trebuie să fim foarte clari și să știm și noi care este situația cu adevărat. Eu am să trimit și pe 544 o hârtie oficială. Mă gândesc că voi primi răspunsul foarte târziu, chiar foarte târziu, însă dumnealor ar putea să se sesizeze și să ne spună cum stau lucrurile din acest punct de vedere. Am terminat cu asta. Deci, avem cetățeni noi în Giurgiu. Noi cunoaștem, ne-am văzut, nu știm unde locuiesc, dar va fi foarte interesant să aflăm la un moment dat. Doamna Pricurul, eu merg pe deviza că nu pot ei fura cât pot cetățenii acestui oraș să voteze. Am convingerea că în toată această perioadă, mai ales că eu de 4 ani sunt tot timpul cetățenii acestui oraș, am convins lumea că sunt unul dintre candidații cu potențial de a ajunge acolo unde își doresc ei și sunt convins că eu sunt omul care le voi rezolva problemele. Nu mi-este teamă de nicio... E adevărat că, din câte ne aducem aminte, la alegerile trecute el a avut un avantaj clar prin cei 2000, am înțeles, aproximativ 2000 de cetățeni care au venit și au făcut vizite flotante în municipiul Giurgiu. Acum am înțeles că sunt vreo 3000. Deci cam multicel. Chiar o să merg și eu la serviciul de evidență a persoanei și o să mă interesez dacă lucrurile stau așa. Dacă stau așa, după aceea chiar vreau să deschidem o anchetă și să verificăm în ce mod s-au făcut aceste vizele flotante pentru municipiul. Mai avem o problemă tot cu domnul Barbu, că tot despre dumnealui vorbim, ca să știe lumea, așa. E vorba de faptul că s-a pus acum în mișcare un autobuz pe gaz. Ce știți despre lucrul ăsta? Că am înțeles că e al unei firme Tracum, care e de la Pro-România. Patronul firmei este de la Pro-România, da? Și că s-a reziliat contractul cu cei care erau cu Transul, așa, cu Liber Transul, și că acum această firmă... No. Hai să le spunem oamenilor despre ce e vorba. Tracum Giurgiu este o societate în subordinea primăriei, este deconcentrată a primăriei municipiului Giurgiu. Într-adevăr, este un proiect european pe asfaltare de drumuri și pe autobuze, adică da, pentru modernizarea transportului local în Giurgiu. Dar cum domnul Barbu 4 ani de zile s-a plimbat în toată lumea, cred că a văzut toate insulele și insulițele de pe glob, fără să se gândească că Giurgiu are nevoie și de primar, așa. Acum, pe ultima sută, dintr-o dată s-a reactivat, da, nu știu de ce cel determinat sau acela determinat,
și încearcă să recupereze practic ceea ce a pierdut în 4 ani de zile, când n-a făcut nimic. Și când nu s-a ocupat absolut de niciun proiect european, deși alte orașe din România, zadul Domnului, au atras sute de milioane de euro și și-au modernizat orașele, le-au făcut cu adevărat europeane. La noi, în continuare, că vorbeați de infrastructura rutieră, care este făcută perfect. Nu mai spun de cea pietonală, uitați-vă trotoarele în ce cal arată, sunt de acum 20 de ani făcute de Iliescu cu pietroaie de pe la Fisul de la Brașov și așa au rămas unde în toate orașele și comunele din România s-au făcut trotuare moderne de asfalt, s-au asfaltat șoselele. La noi încă nici acum nu am terminat șoselele de pământ din Giurgiu, iar o mare prostie, cum am mai spus-o și cu alte ocazii, am asfaltat dincolo de bariere cu bani de la bugetul local. Am îndatorat primăria pe foarte mulți ani de acum încolo, în loc să facem proiecte europene, să atragem, pentru că vă dați seama că aveam prioritate în cred că sunt puține orașe în România unde mai există străzi de pământ. Și sunt astfel de proiecte europene pe care, din diverse motive, mai ales că el nu prea a stat prin Giurgiu, n-am putut să beneficiem și noi de așa ceva. Vorbeam de autobuzul respectiv. Dom'le, e un penibil absolut să nici măcar nu-i vorba să vină autobuzele prea curând. Cred că de-abia de la anul încolo putem să vorbim de așa ceva, pentru că proiectul ce prevede? Întâi trebuie să asfaltezi șosele, mai ales rutele pe unde circulă astfel de autobuze și de-abia după aceea vin autobuzele. Dar el, ca să demonstreze că este un primar foarte interesat de problemele cetățenilor, a luat acel autobuz, deși este împotriva legii, pentru că acel autobuz nu este înscris în circulație, nu este autorizat să facă astfel de călătorii cu cetățenii, plus că intră în conflict cu cel care asigură transportul local de persoane, care este o firmă privată și care ne chinuie de 4 ani de zile, efectiv, circulăm cu microbuzele. Ce condiții, că știm foarte bine, pensionarii se ceartă cu elevii se ceartă cu muncitorii și așa mai departe. S-au luat și la bătaie. În niciun oraș civilizat din România, transportul intern nu se realizează cu microbuze. În loc să ne preocupe asta de acum 4 ani de zile și să facem proiectul și acum să fie avut deja autobuzele, să fie avut un transport local de persoane modern, dar pe acum se urcă domnul primar într-un autobuz și arată, uitați cum o să circulați voi peste 3 ani. Nu este rușine, deci e de-a dreptul scandalos ca un primar care n-a făcut nimic ani de zile, acum pe ultima sută, să arate el că este în stare să asfalteze în Giurgiu, că este în stare să modernizeze transportul local și eu știu de ce s-o mai crede el în stare, deși este cred că cea mai rușinoasă perioadă, cu excepția perioadei în care a fost tunarul și ne-am și eu aminte că n-a făcut nimic. Ăsta este cam la fel, dacă nu și mai rău decât tunarul. Este penibil și faptul, de-a dreptul penibil, și faptul că se duce dumnealui să-și facă campania electorală pe străzile pe care le-a asfaltat. Doar acolo merge. Nu merge și în locurile murdare, pline de gunoaie, neasfaltate, drumuri de pământ. Acolo nu se duce. Deci se duce cu echipa de campanie pe acele străduțe pe care le-a asfaltat, așa pe ultima sută, pentru că sunt convinsă că nici nu sunt de durată acele lucrări, dar asta e altă poveste. Deci, domnul primar nu face decât să se umple de penibil, cerșind încă o dată voturile. Însă, sunt convinsă că giurgiuvenii nu vor mai lua plasa pe care o luat. Nu, dar s-ar putea să Dumnezeu să aibă un rol extraordinar de puternic în aceste alegeri, pentru că el, în curtea episcopiei, acolo, București, s-a jurat, deci închinându-se, că el nu va mai candida. Deci probabil că asta a fost și dezinteresul lui până la un anumit moment, până acum câteva luni de zile, de n-a făcut nimic în Giurgiu, pentru că el era convins și hotărât să nu mai candideze. Dintr-o dată, v-am spus, e ceva putred la mijloc, a fost reactivat și vrea din nou să ajungă primarul acestui oraș, ceea ce cred că ar fi
după părerea mea, greșeala secolului pentru cetățenii din Giurgiu, pentru că eu știu foarte bine pe Barbu. Este un tip foarte egoist, un om care nu are nicio legătură cu municipiul Giurgiu. În afară de faptul că nu este din orașul nostru și din alt oraș din România, nici, deci prin tot ceea ce a făcut el sau n-a făcut, este clar că n-are niciun interes ca acest oraș să arate așa cum ar trebui și cum am meritat și noi ca cetățeni în Giurgiu. Vorbeați de că merge la periferie pe unde a stat și că nu merge în oraș. Păi, doamnă, în momentul în care toți bănișorii primăriei i-a cheltuit pe o nebunie pe care putea să o facă cu fonduri europene, vorbesc de asfaltare de dincolo, care este foarte bine, pentru că și oamenii merită să trăiască în niște condiții civilizate. Și a îndatorat primăria asta pe foarte mult, zeci de ani, se și simte că în Giurgiu el nu mai face curățenie, nu mai este toate parcurile, toate spațiile verzi sunt distruse. Când plouă, v-am mai spus, burianul este cât casa, când nu plouă, este o uscăciune peste tot, în condițiile în care apa este lângă noi la Dunăre și am putea să udăm tot timpul, să avem un gazon, să avem un spațiu. Aveam pe vremuri. Ce să vă mai spun de locuri de parcare care nu există. Și eu mi-aș dori, fiind în Giurgiu, să merg la prietenii mei, să am unde să parchez mașina, să nu stau cu mașina pe trotuar să mă înjure lumea că mi-am parcat neregulamentar mașina. Deci nu interesează. Locurile de parcare au tras niște dungi, nu există camere de supraveghere care să-ți supravegheze mașina, să o lași în siguranță, să știi că o găsești dimineața acolo cum mai găsești sau că o găsești în condiții așa cum ai lăsat-o. Deci este și a fost un dezinteres total din toate punctele de vedere. Cred că și dumneavoastră, și copiii noștri, și bunicii noștri și-ar dori foarte mult să trăiască într-un oraș în siguranță. Noi nu avem această posibilitate pentru că colac peste pupăză avem o poliție locală care, nu din vina lor, pentru că așa li s-a făcut programul, lucrează doar până la 10 seara. Întreb și eu cetățenii din Giurgiu, după 10 seara toată lumea se merge la culcare și nu mai există probleme în Giurgiu și atunci am renunțat la poliția locală. Este o chestie aberantă. În toate orașele, am mai spus-o și eu repet, din România, până când și în comune, există un sistem de supraveghere care scutește foarte mult din munca polițiștilor, din munca poliției locale. Pentru că sunt la tehnologia care a apărut acum, sunt camere de video care declanșează automat atunci când se întâmplă ceva și automat printr-un simplu buton apeși și pleacă echipa de intervenție și rezolvă problema. Numai la noi, în Giurgiu, nu știi când se sparge, când se rupe, când se distruge, pentru că nu poate să, și dacă există poliție pe traseu, nu poate să fie pretutindeni. Sunt câțiva oameni, sunt puțini la număr și nu poate. E păcat că suntem în secolul 21 și am putea să avem acces la toată tehnologia asta care a apărut acum și nu, din păcate, încă o dată spun, nu beneficiem de ea, pentru din cauza dezinteresului total pe care îl are acest primar. Acest primar în funcție acum, pentru câteva zile câte mai sunt, care se duce la o stație TV online și spune că el trebuie să mai fie primar pentru că are determinat un hotel și că este visul fiicei dumnealui. De asta mai vrea un mandat ca să-și termine hotelul și spune așa, ne spune pe față. Da, dar cât ne crede de proști. Dar nu mai asta, la acea emisiune nu a spus numai așa. Nu. El a spus așa, că în mandatul lui și înainte de a fi primar, el are două realizări mari. A reușit să cumpere un cimitir, a dat un milion de euro ca să cumpere cimitirul, adică e o mare realizare pentru Giurgiu, iar acum a doua realizare a lui este că își termină hotel de 4 stele, care era foarte necesar pentru Giurgiu. Noi nu înțelegem lucrul ăsta, dar eu zic că o inconștiență mai mare sau o nesimțire mai mare, că până la urmă eu aș merge până acolo, încă. Eu am mai spus-o, domnule, ți-ai luat înainte, eu știu prin ce mijloace este treaba ta. Ai luat un cimitir, mă rog, asta
Păi stați puțin, mă scuzați, dar n-a luat un cimitir, era luat o seră de flori. Așa e. Care a distrus-o era, și care era o mândrie a orașului, să știți. Păi nu, că a distrus-o și pe asta care mai era, știți că... Da, mai avea o seră pe care a distrus-o. Iar eu nu cred că dumnealui a dat 1.000.000 de euro când a luat acea seră a noastră, a giurgiuvenilor. Nu cred. Nu poate că ar fi trebuit să facem niște investigații, pentru că s-a luat prin hotărâre de Consiliu Local. Da. Și că acolo sunt niște procese verbale. Iertați-mă, pe mine nu mă interesează. Ce mă deranjează cel mai tare este nesimțirea și nonșalanța cu care își construiește acel hotel. Noi într-un oraș și zice, ce dumne, că eu îl fac pe fonduri europene. Nespunând, practic, el acolo e vorba de 50% din valoarea hotelului îl face pe fonduri europene și 50% din fonduri proprii. Vorbesc ca, deci un om care n-are niciun pic de bun simț, atunci când te gândești că pentru orașul pe care l-ai păstorit 8 ani de zile, n-ai fost în stare să aduci zero fonduri europene, iar pentru tine a fost posibil să-ți construiești un hotel. Tot orașul ăsta e cufundat într-o mizerie de nedescris, da? Ori el vine și spune că marile lui realizări este că a luat un cimitir și că face un hotel de 4 stele. Și mai vrea să mai fie un primar. În 8 ani de când este primar la Giurgiu. Avem foarte multe probleme, doamnă, Giurgiu, și aici, în primul rând, e legat de forța de muncă. Noi am pierdut foarte, foarte mulți oameni din Giurgiu, cetățeni de-ai noștri care au plecat în străinătate, care au plecat în alte orașe din România ca să-și caute un loc de muncă, pentru că e practic imposibil să trăiești cu un salariu de 15 milioane, dacă îi duci până acolo unde, la nivel de supraviețuire, că eu nu știu cine, săraci, cum ar putea să trăiască cu 15 milioane pe lună. Și atunci un tânăr care dorește să-și întemeze o familie, care vrea să aibă copii, nu poți să-ți faci un viitor sau să ai o perspectivă din punctul ăsta de vedere. Eu m-am gândit foarte, foarte serios la lucrul ăsta și vreau, pentru că mai peste tot sau de toată lumea vorbește de parcuri industriale. Dacă îi întrebi ce înseamnă un parc industrial, habar n-am. Deci un parc industrial, părerea mea, am și identificat locul să avem 26 de hectare de teren în Giurgiu, nu spun acum unde, că s-ar putea să le dau idei și contracandidaților mei, pe care vreau să-l transform în zonă industrială. Ce presupune o zonă industrială, doamne? Ca să fim clar și să înțeleagă cetățeanul de ce este necesară o zonă industrială. Pentru că se acordă foarte multe facilități celor care vor să vină să investească. Și aici mă refer. În afară de faptul că într-o zonă industrială trebuie să duci toate utilitățile, și aici mă refer la curent, la canalizare, apă curentă, potabilă, gaze, adică toate utilitățile le duci la poartă, investitorului, da? După aceea, poți să-i acorzi scutire de la plata impozitului pe clădiri și pe terenul, pe o perioadă de 10 ani. Îi concesionezi terenul pe o perioadă de 49 de ani, omul ăla, deci nu vine și zice, bă, cât trebuie să dau pe terenul ăsta? 1.000.000 de euro, de exemplu. Păi omul ăla, dacă pleacă din star cu și investește 1.000.000 de euro doar pe teren, ca să mai și construiască, vă dați seama la ce costuri se... Și atunci eu, plus că sunt și taxele de autorizare, care printr-o hotărâre de Consiliu putem să le anulăm, adică să nu plătească taxele de autorizare, ceea ce este un beneficiu pentru orice investitor. Că ne uităm cu invidie în Ardeal, că foarte mulți primari din Ardeal au dezvoltat orașele lor, să știți că așa au reușit să le modernizeze, să le dezvolte din punct de vedere economic, pentru că au acordat facilități investitorilor și atunci ei au fost atrași de orașul respectiv, de administrația respectivă și au spus, dom'le, ăștia sunt oameni serioși, mergem acolo să investim, că ni se acordă toate facilitățile posibile. Ce ne avantajează pe noi? În primul rând că angajează forța de muncă din Giurgiu sau din județul Giurgiu, salariile sunt din ce în ce mai mari, pentru că un investitor care nu plătește prea multe la stat poate să-și ofere și a spus, spune, dom'le, dacă nu plătesc la astea și mă scutiți de așa ceva, atunci și eu îmi permis să acord niște salarii mai mari. Deci totul are, așa cum să vă spun, o legătură între ele. Și îmi doresc din tot sufletul să realizez acest parc industrial,
pentru ca tinerii să se întoarcă acasă, să nu ne mai plece copiii de lângă noi și să trăim și noi la bătrânețe mai bine și mai, cum să vă spun, să avem copiii lângă noi, că știți cum, la tinerețe nu prea simțim neapărat lipsa lor, dar cea mai mare lipsă este atunci la bătrânețe când simțim nevoia unui ajutor a unui copil pe care l-am crescut. Este foarte important și latura aceasta emoțională este extraordinară și chiar mă gândesc ce mult mi-aș dori să am măcar un copil lângă mine, cum să spun, la bătrânețe, că și așa mai mult. Dumnezeu să ne ajute, să ne ajute Dumnezeu. Eu am cele mai bune gânduri pentru orașul ăsta. Nu m-aș fi, sincer vă spun și le spun și oamenilor să mă audă. Nu merg la primărie ca să mă îmbogățesc. Sunt un om realizat din toate punctele de vedere. Merg la primărie doar ca să rezolv problemele acestui oraș. Și eu, ca și dumneavoastră, îmi doresc să trăiesc într-un oraș civilizat. Îmi doresc să merg pe niște șosele moderne. Îmi doresc să merg într-un oraș unde este lumină peste tot. Îmi doresc să fiu într-un oraș în care să avem, cum să vă spun, posibilitatea să mergem să ne petrecem timpul liber. Dar posibilitatea, mă gândesc aici, financiară, în primul rând, pentru că de aici pleacă totul. Orice ai realiza într-un oraș, dacă nu știi să le faci concomitent și cu modernizare, dar și cu dezvoltare economică, până la urmă, una ține de cealaltă. Că degeaba construiesc eu un parc tematic, așa cum m-am hotărât eu. Da. Dacă oamenii n-au putere financiară să meargă acolo, să se simtă bine. E adevărat că eu am vorbit de parc tematic și multă lume se întreabă ce înseamnă parcul tematic. Ar trebui să le explicați oamenilor încă o dată, mă rog. Deci vreau să construiesc un astfel de parc. Și aici vreau să-și găsească liniștea și locul de petrecere a timpului liber, nu numai a cetățenilor din municipiul Giurgiu, ci și a bucureștenilor, care sunt și la fel de dornici să iasă la sfârșit de săptămână să-și petreacă timpul liber. Și eu am hotărât, am și identificat terenul în Giurgiu, vreau să facem un parc tematic pe o suprafață de 20 de hectare de teren. Ce presupune un parc tematic? Vreau să, în primul rând, să construim un aqualand, fiind și aproape de Dunăre, și vreau în interiorul acestui parc să aducem toate poveștile Dunării, de la izvor până la vărsare. Nu vă dau mai multe. Munții Pădurea Neagră până la... Nu vreau să dau mai multe amănunte, dar o să vedeți că este o idee extraordinară. Și se, din fericire pentru noi, se poate construi pe fonduri europene. Da. Asta este un mare avantaj, adică nu vin cu niște promisiuni nerealizabile, am identificat și sursa de finanțare din fonduri europene și sunt hotărât să fac acest lucru pentru că numai așa putem să scoatem orașul nostru la lumină, să devină un punct de atracție și intern, dar și internațional putem să facem. Sunt lucruri realizabile, ceea ce spune viitorul primar Marian Măroiu. Este foarte adevărat și este realizabil. Mă gândesc că, pe lângă ce ați spus, mă gândeam acum la faleză. La o faleză, pentru că suntem la Dunăre de o viață, de când suntem pe pământul ăsta giurgiuveni, și că nu avem o faleză și că este lăsată în părăsire. Mă gândesc la locuințele acelea, aneleurile acelea, în care stau bogații Giurgiului și nu oamenii care au nevoie și pentru care au fost construite acele aneleuri. Și mă gândesc, domnule Măroiu, când veți fi primar, printre prioritățile dumneavoastră, să vă aplicați asupra acestei situații și să faceți ordine în acele locuințe anele, pentru că este dureros să stea familii, 4-5 copii, în niște apartamente mizere și cu părinții și cu toți, iar acele locuințe să fie ocupate de oameni care n-au nevoie, le și subînchiriază foarte mult. Foarte multe sunt subînchiriate. Și este păcat să-ți bagi loc de giurgiuveni. Eu nu știu. Cum vii să le mai cer giurgiuvenilor votul în condițiile în care efectiv 8 ani de viață ți-ai joc de ei, i-ai mințit. Nu vreau să spun și furat, pentru că e poate prea mult și n-aș vrea să mă trezesc cu un proces, dar și faptul că acești oameni trăiesc
în mizerie și înghesuiți și chinuiți și că le-ai luat dreptul, înseamnă că moral le-ai furat dreptul la o viață civilizată. Da, în programul meu de guvernare locală este prin și acest lucru. Vreau să construim cât mai multe ANL-uri pentru că suntem, Giurgiu este o zonă defavorizată. Și vreau să le promiteți că veți da afară pe cei care nu au ce să caute acolo evident, și să aduceți... Evident că vom face o inventariere a tuturor celor care locuiesc Absolut. În aceste apartamente și Absolut. Trebuie să facem curaj și să facem lumină în același timp. Nu vă spun în campania electorală și în atâția ani de când umblu prin Giurgiu, câți oameni au venit la mine plângând că n-au unde să locuiască sau locuiesc, exact cum spunea și dumneavoastră, câte două, trei familii într-un apartament cu două camere. Vă dați seama în ce hal trăiesc. Și ce cămăruțe, că am ce fost eu și am văzut. Da, așa e. Nu se poate, este inuman. Vorbeați de o faleză în Giurgiu. Da. Doamna, de la Iliescu încoace, sau mai bine zis, de la tunarul, pe nimeni a interesat cu adevărat construcția unei faleze și modernizarea portului din Giurgiu. În primul rând că mai toate terenurile de pe canalul Cama au fost vândute la diversi prieteni de casă ai unuia sau al celuilalt. Porțiunea de port care o avem acolo și care este singura din păcate, da. Așa, o deține Ministerul Transporturilor prin APDF. Niciodată primarul n-a ajuns la o înțelegere cu... iar o spun din păcate, pentru că s-au pierdut foarte mulți bani. Noi puteam să avem o adevărată perlă în port, da? Acolo unde vin și acostează foarte multe nave cu foarte mulți turiști din străinătate. Iar e adevărat că acum, de când cu pandemia asta, au mai încetinit un pic lucrurile, dar ne aducem aminte câte autocare treceau prin Giurgiu și nici măcar nu opreau la noi. Trebuie să nu aranjăm cu firmele de turism care trec prin Giurgiu să oprească și la noi măcar, nu știu, să avem câteva puncte de atracție în Giurgiu, de să spunem, hai domnule, să uite, de exemplu, avem cetatea Lice, da. Avem turnul cu ceas din centru, de care ne-am bătut joc și pe care vreau să-l redau populației municipiului Giurgiu așa cum a fost el. Am să studiez foarte atent modul în care a fost acordat avizul de funcționare acestei societăți care a făcut chiciola în jurul turnului și așa cum a spus, să redăm giurgiuvenilor și nu numai, mai ales turiștilor străini, că sunt convins că ar fi venit să viziteze, că este până la urmă, înțeles, singurul din Europa care este de acest lucru. Vă întrerup puțin ca să vă spun și să le spun oamenilor că pe lângă faptul că moral nu va își bate joc de noi, cu hal fără hal ca cetățeni, își bate joc și de istoria Giurgiu. Pentru că nu este posibil să-ți faci joc de turnul ceasornicului, pe care știm din moși strămoși și din generații în generații la Giurgiu, și nu este posibil ca acea statuie, da, a lui Mihai Viteazu, da. Care s-a făcut, pentru că n-a. Este a giurgiuveni. S-a făcut cu bani foarte mulți, din banii de la buget, și a costat mult, mult, mult de tot bugetul giurgiuvean, iar tu faci ascuns în parcul ăla și ții la acel sens giratoriu, da, unde era locul. Și culmea este doar ca să nu fie acolo unde doar ca Iliescu. Să nu fie pentru că a vrut Iliescu. Așa, da. Bine că atunci se pare că erau dușmani, acum am înțeles că au devenit prieteni. Da. Da, se susțin unul pe celălalt. Așa am înțeles că în spatele domnului actual primar ar sta postul primar Iliescu și că ar fi pe mâna la înțelegere. Așa am înțeles și eu și spun asta pentru că domnul Lucian Iliescu nu mai este printre noi la Giurgiu, pentru că am înțeles că are o viață de familie separată la București. Problema lui nu ne interesează, însă are aici afaceri prin copiii dumnealui, prin așa, afaceri la Giurgiu. Și este foarte interesat domnul Lucian Iliescu să-i meargă afacerile, tot pe banii giurgiuvenilor, așa cum le-a făcut întotdeauna, și să aibă un primar obedient, care să facă ce îi se spune, că probabil
Doamna, dacă ne aducem aminte, toate terenurile astea pe care le-a luat în ultimii ani de zile, le-a luat pe mandatul lui Iliescu. Deci au fost și sunt mână în mână în continuare. Uitați-vă acolo unde își face hotelul, cu ajutorul Iliescu, unde a fost stomatologia. Da. Dacă vă aduceți aminte, da. Tot Iliescu i-a dat-o. Pe mine mă doare foarte... Voiam să spun și istoric. Da. De-aia spuneam de istoria Giurgiului, pentru că să iei clinica aia stomatologică, care a fost promisă giurgiuvenilor și lăsată moștenire giurgiuvenilor și s-o iei și s-o închis și acum și s-o iei pentru tine, pe numele tău. Și a fi demolată numai. Și demolată. Da, da. Da, de ce? Dar cine i-a dat voie să o demoleze? Chiar o să vedem. Dar astea toate trebuie verificate. A doua zi după ce voie și primarul, o să mă interesez deci, de toate lucrurile. Dumneavoastră, să știți că pe lângă faptul că trebuie să porniți treaba urgent la Giurgiu, imediat ce veți fi investit, dar trebuie să faceți și dreptate giurgiuvenilor. Deși nu știu ce s-ar mai putea face cu acea clinică stomatologică, în momentul nu mai există faptic, pentru că era un monument de arhitectură. Eu vreau, încă o dată vă spun, vreau să lăsăm trecutul în urmă și să gândim cu încredere spre viitor. Pentru că cine nu are grijă de viitor, se pierde în trecut se și acolo. Trecut, așa este. Eu vreau să rezolv mandatul meu de 4 ani de primar, cât mai multe din problemele giurgiuvenilor. Și o să vedeți că n-am liniște nici zi și nici noapte, până când nu voi face ca acest oraș să strălucească și el pe harta României și chiar a Europei. Să fie, încă o dată vă spun, vreau să fie un punct de atracție pentru cetățenii din Giurgiu, dar mai ales pentru cetățenii din afara orașului și mai ales din străinătate. Și o să-l fac să fie un oraș. Să știți că sunt convinsă că așa este, pentru că sunteți un gospodar. Sunteți un om care vrea binele orașului. Aveți aici familia noastră. Aveți rădăcinile aici și sunt convinsă că pentru giurgiuveni veți lucra. N-am lipsit o zi din orașul ăsta decât atunci când am plecat să-mi fac studiile. Restul am trăit aici și vreau aici să merg și pe ultimul drum, dar vreau să plec liniștit din oraș. Știți, eu sunt un copil de la țară. Părinții mei sunt din Mamă de aici. Știu, da. Ei mi-au spus un lucru când, de fiecare dată, că fiecare primim educația noastră, știți, când suntem copii. Și părinții mei mi-au spus așa, mă, tată, zice, niciodată viața asta, indiferent unde vei fi, să nu treci așa precum câinele din apă. Acolo unde ești, să lași ceva în urma ta. Să spună, doamne, uite, mă rog, eu a trecut pe acolo și astea sunt făcute de el. Asta îmi doresc din tot sufletul, să rămână giurgiuvenilor, copiilor noștri, copilului meu, moștenire, încă nu știu câți ani de acum încolo, pentru că, de ce spun acest lucru, doamne? Este ultimul tren pe care noi îl prindem, și aici mă refer la perioada de finanțare europeană 2021-2027. Noi dacă pierdem și perioada asta pentru Giurgiu, s-a terminat. Noi nu vom mai reuși niciodată să dezvoltăm acest oraș, să-l modernizăm și să-l aducem acolo unde trebuie. Noi nu vom mai reuși să ne mai întoarcem copiii acasă. Copiii noștri o să plece rând pe rând din orașul ăsta pentru că nu au nicio perspectivă și nici nu vor reuși să aibă viitorul apropiat dacă nu vor avea un primar care să fie interesat de problemele lor. Trebuie să fiți foarte atenți, giurgiuveni, la ce vi se spune. Trebuie să credeți în ceea ce vă spune domnul Mărolu, pentru că este al vostru, este al nostru, al giurgiuvenilor și nimeni nu poate să fie mai aproape decât noi, de noi decât dumnealui. Trebuie să credeți ce spune, pentru că l-ați văzut de atâta timp în mijlocul dumneavoastră. Trebuie să credeți ce spune, pentru că știți că este un om de viitor și că aici rămâne cu dumneavoastră și vrea să facă ceva pentru dumneavoastră. Aș vrea să vă rog să nu mai luați în seamă postacii puși de anumite persoane în care să denigreze persoana domnului Mărolu, să vorbească urât, să vă facă să gândiți spre alte zări. Lăsați zările străine, nu sunt pentru noi. Și vorbele puse de postaci acolo, în acele rețele de socializare. Vedeți ceea ce se întâmplă cu adevărat în localitatea dumneavoastră. Vedeți străzile dumneavoastră, în ce hal sunt. Vedeți locurile de muncă, cele care nu sunt și care lipsesc. Vedeți sărăcia din jur și vedeți cum un primar și-a construit pentru el de 8 ani de zile și hotel, și cimitir, și edificii
pentru că nici nu mai spunem că sunt niște clădiri, sunt edificii făcute pentru dumneavoastră, în care să se ducă cei cu bani. Dar trebuie apreciat dintr-un singur punct de vedere, că el s-a gândit și la ei morți și la ei vii. Da, adică ne-a făcut și cimitir, ne face și hotel, dar să ne împace pe toți. Să ne împace pe toți. Deci, oameni buni, aș vrea să ascultați cu atenție și să luați seama ce spune domnul Măroiu și să credeți. Și să credeți că, de data aceasta, trebuie schimbat totul. Avem o problemă care trebuie dezbătută și care e foarte arzătoare în jurul. Problema educației. Deci, în afară de faptul că se desfințează foarte multe licee și școli, că nu mai au copii pentru că au plecat din orașul nostru, împreună cu părinților în străinătate, școlile arată dezastros. De asemenea, am pierdut foarte mulți ani fără să atragem fonduri europene pentru a le moderniza. Încă o dată spun, este ultimul exercițiu financiar pe care mai putem să atragem. Asta este foarte important, ca George Veni să înțeleagă asta. Da. Dacă mai pierdem și trenul acesta s-a terminat, suntem condamnați la sărăcie în continuare și vă spun că vom ajunge și noi ca orășelele de pe Dunăre, Zivnicea, și alte, Turnu Măgurele și Roșiori și câte și mai câte. Niște orășele mici și spre comune. Uitate în istorie. Nu vom mai reuși să mai ieșim din sărăcia asta, pentru că nu mai avem, noi nu avem potențialul necesar să dezvoltăm orașul pe fonduri proprii. Pentru că bugetul local este foarte sărac. Și să revenim la subiectul nostru cu educația. Eu vreau ca, pe lângă modernizarea școlilor, vreau ca în interiorul școlilor să înființăm cabinete medicale și mai ales cabinete stomatologice pentru copilași. Printr-o hotărâre de Consiliu, să aprobăm un program de încălzitorare a copiilor cu defavorizați, pentru că sunt foarte mulți care n-au posibilitatea și au destule probleme cu dantura, ori nu știu cât dintre ei își permit să meargă la doctor, la medic să-și aranjeze dantura pentru viitor și de aceea vreau să înființez astfel de cabinete stomatologice ca să ajutăm pe cetățenii din Giurgiu. Și mai ales cabinete medicale care să-i periodic să fie verificați cu sănătate. Vreau să vă întreb, totuși, așa ca o ipoteză, la care să vă gândiți când veți fi primar. Am văzut la București, pentru că, având în vedere faptul că, mă repet și eu, oamenii sunt plecați, populația este oarecum îmbătrânită, că tinerii pleacă în lipsa locurilor de muncă și în lipsa faptului că, adică în cauza faptului că trăiesc foarte rău aici, pleacă, și vreți să aduceți prin proiectele dumneavoastră, să aduceți tinerii înapoi aici acasă, cum vă gândiți să stimulați natalitatea? Pentru că am văzut la doamna Firea la București, un lucru extraordinar și am în familie rudele mele, nepotul meu care locuiește în București și ea fiind doctoriță și el, în fine. Dar vreau să vă spun că au primit la început, în clipa în care au stabilit că își fac un copil, da, că aduc pe lume un copil, au primit un ajutor. După nașterea copilașului, au primit din nou un ajutor. Mi-aș dori din tot sufletul să ajungem să stimulăm și noi din toate punctele de vedere. Nu luați! Și mai ales din punct de vedere al natalității. Adică trebuie luat în serios. Dacă ne uităm câți mor într-o zi și câți se nasc, ne apucă groază. În beneficiu domnului primar, cu cititiri. Eu ce vreau, în primul rând, să dezvoltăm economic orașul, să le putem asigura oamenilor un salariu decent ca să-și permită să crească un copil și să-și cumpere o casă. Eu asta îmi doresc. Și dacă în momentul în care vom avea suficient de mulți investitori în acest oraș, o să vedeți că și la bugetul local vor veni fonduri care, cu ajutorul cărora vom da diverse stimulente cetățenilor mai puțin sau defavorizați într-un fel. Aș vrea să vă întreb, domnule Măroiu. Dar aș vrea să vorbim, să nu treacă emisiunea asta. Noi mai avem o problemă mare în Giurgiu, doamnă, și aici este vorba de mișcarea sportivă, mișcarea culturală în Giurgiu. În ultimii ani de zile, cel puțin în ultimii 8 ani de zile, eu n-am mai văzut un spectacol cu giurgiuveni, n-am mai văzut
să se încurajeze fotbalul județean, mișcarea sportivă în general. Noi ne bucurăm, Iliescu și a continuat și actualul primar, cu o echipă de fotbal care, într-adevăr, este Astra Giurgiu și care e Astra și îi zice și Giurgiu, dar care nu are nicio legătură cu orașul nostru. Noi avem o echipă, Dunărea Giurgiu, de fotbal, care n-am mai auzit de... Aveam pe vremuri și Olimpia Giurgiu. Aveam și Olimpia Giurgiu. Adică erau copii din Giurgiu, erau sportivi din Giurgiu. Când mergeai și tu la un meci de fotbal, te duceai și îl vedeai pe fiul, pe nepotul. Acum ce se întâmplă? Odată la două săptămâni avem o echipă de jucători care vin în Giurgiu și care nici măcar nu se odihnesc în Giurgiu sau nici măcar antrenamentele nu și le fac în Giurgiu, se duc la Ruse, așa, și ne bucurăm că mergem și noi acolo o oră și 45 de minute și vedem odată la două săptămâni. Dar știți cât ne costă acest lucru? 2 miliarde de lei lunar pentru întreținerea acestei echipe de fotbal. Înseamnă vreo 24 de miliarde anual bani cu care noi am putea să încurajăm sportul giurgiuvean, copilașii noștri, care marea majoritate, să știți, au talent, dar n-au unde să performeze. Și eu vreau să ajungem, să finanțăm sportul giurgiuvean, vreau să... Sunt foarte mulți copii care nici nu știm că câștigă anumite medalii naționale și internaționale. Mai vedem pe Facebook. Mai vedem așa, că totodată zice, și ați văzut că mai ne ia și în derudere, zice, să vedem câți dau pe Facebook, câți distribuie această mare realizare a copilului respectiv. Da. Nu ne interesează nimic, din păcate. Și eu de asta mă gândesc, oameni bune, aveți grijă ce votați. Măroiu, ca persoană, trăiește și fără să fie primar. Dar gândiți-vă că aveți nevoie de un om în orașul ăsta care să fie cu sufletul alături de dumneavoastră, care într-adevăr să-l doară de tot ceea ce se face și ce nu se face bun în orașul ăsta. Nu mai mergeți după aventurieri de ăștia care vin doar de dragul de a, eu știu, de a candida și ei la funcția de primar, doar că le place cum sună să fie primar și cam atât. N-au nicio pregătire, n-au nicio, cum să vă spun, nu-i recomandă nimic pentru așa ceva și totuși vin și se aruncă în astfel de bătălii, încearcă să vă păcălească, să vă mintă cu tot felul de vorbe frumoase, care mai de care, și nu reușim să facem nimic util pentru orașul nostru. O să mai treacă, că zicem, hai lasă că peste 4 ani vedem noi. 4 ani din viața noastră înseamnă... Doamne, înseamnă enorm. Înseamnă încă enorm. 4 ani copiii noștri, în primul rând. Copiii noștri. Și copiii noștri peste 4 ani vor arăta altfel. Sau și vor lua alte drumuri, în condițiile în care aici nu vor găsi căldura necesară să am unui cămin. Pentru că, până la urmă, Giurgiu înseamnă casa noastră a tuturor. Dacă noi aici nu reușim să ne facem un trai bun, un trai decent, evident că suntem tentați să plecăm care încotro. Pentru că, până la urmă, totul se rezumă la bani. Ca să putem să trăim decent, ca să putem să ne dăm copiii la școală, să putem să le asigurăm un viitor frumos. Poate și amărâții aceia de oameni din cartierul la Rudari, unde sunt... E dezastru ce e acolo. Domnule primar, aveți atâta treabă, doamne, mă gândesc cu frumos. Da. Cartierul Rudari, adică, cartierul Rudari, doamnă, care din păcate este poarta de intrare în România. Da, da, da. Și este eticheta pe care orice străin, nu mai spun de cetățean din România, care noi din nefericire suntem obișnuiți de ani de zile cu ce e rău. Dar când vine un străin și intră prin Rudari la noi și vede cum arată șoseaua respectivă, vede că nu avem trotoare și câte accidente se petrec acolo, unele mortale. Da. Și să stai de 8 ani de zile, să nu fii în stare să faci 2 trotoare, stânga-dreapta, și să asfaltezi o porțiune de 700-800 de metri, un kilometru maxim. Deci mi se pare de-a dreptul sfidător la adresa noastră și ne mai și mirăm de ce nu vine mai nimeni prin Giurgiu, nu interesa nimeni. Păi dacă vezi o astfel de infrastructură rutieră făcută praf, dacă vezi că primarul la care bați la ușă se face că nu te aude, vezi că la tot pasul întâmpin tot felul de greutăți pentru autorizații, pentru tot nu știu ce avize, normal că pleci. Că, acum chiar că trebuie să deschidem un subiect care este la fel de sensibil. E vorba de un om simplu care din Giurgiu vrea să-și facă o
căsuță. Că nu cred că sunt prea mulți care își permit să facă nu știu ce case, deși eu mi-aș dori să ajungem ca 70% din jurul să aibă casă. Să nu mai stea la bloc, este, da. Este destul de greu. Deci ajungem ca 70%, eu așa mi-aș dori, ca 70% dintre oamenii respectivi să aibă posibilitatea. Dar un om care vrea să-și facă o căsuță, se duce la primărie și nebunește. Eu am vorbit cu foarte mulți dintre ei care spun, domnului, doamne, ca să-mi iau pentru căsuța care o fac la marginea orașului, la extremităților, da? Din municipiul Giurgiu, da. Știți cât îi costă? 3.500 de euro. De ce? Pentru toate taxele de autorizare. Deci 3.500 de euro, vă dați seama, de 150 de milioane de lei aproape, ca să scoată, și nu mai spun că te costă foarte mult, dar și în timp trebuie să mergi pe la primărie vreo jumătate de an, un an. Și atunci ce am hotărât și sunt, cum să vă spun, nu convins, sunt hotărât total să fac lucrul acesta, să un ghișeu unic, unde omul să vină să vadă ce trebuie pentru documentele necesare. Da. Exact. Am depus la ghișeu, în cât timp vin să-mi iau? În 30 de zile. În 30 de zile omul să vină să-și ia autorizația și să-și construiască casa. Să nu mai stea să umbre prin toate birourile. Fără să mai ajungeați atâția bani. Nu mai spun de bani. Este enorm. Nu mai spun de bani, dar gândiți-vă că mergând prin birouri, trebuie să mai aveți și ceva prin buzunare, că știți cum e românul, da? Când simte că cineva are nevoie de el, începe. Stai puțin că mai trebuia o virgulă aici și acolo mai trebuia un semn întrebării. Deci asta vreau neapărat, să scutim oamenii din acest oraș să mai umple prin tot felul de birou. De ce să nu-și ia? E atât de greu ca primăria Giurgiu să lucreze, că acum online ăsta este la îndemâna oricui. Da. De ce trebuie să meargă cetățeanul? Își depune un act și zice, ca să plătești taxa respectivă, du-te la taxe și impozite, da. Și ia săracul mașina, să duce acolo, da. Ia tot orașul, să întoarce, păi mai trebuie să plătești o taxă nu știu unde. Dar de ce? La ghișeu unii, acolo voi da posibilitatea unui să plătească tot ce este de plătit, ca să mai umbre prin tot orașul. Deci vreau să scutesc cetățeanul Giurgiuvean de această povară. Aș vrea să, pentru că tot a venit vorba de drumuri, așa, că fac oamenii drumuri și fac drumuri peste tot și suntem bătaie de joc, spuneți-le pensionarilor, vor călători gratuit, pentru că ei trebuie să știe și îi se spune tot timpul să nu credeți. Eu sunt convinsă că atunci când veți fi primar și sunteți că mai aveți puțin, vor călători gratuit, nu-i așa? Pensionarii de la Giurgiu. Doamna Pictor, sunt 70% din pensionarii din Giurgiu care au maxim 10.000 de euro. Și părinții mei sunt la fel. Dar nu credeți că-s nebun ca eu, odată ce ajung la primărie, să desfințez această posibilitate ca oamenii ăștia să circule gratuit. Ar fi o nebunie din partea mea, mai ales că sunt și social-democrat. Cum aș putea să fac acest lucru? Dar eu m-am gândit să rămână în continuare și pentru elevi, și pentru cei care vin de la țară, aș vrea, pentru că mulți vin și locuiesc la noi în gazdă, în Giurgiu, da. Ca să meargă la liceu. Și pentru ei vreau să extind acest. Nu aici este pierderea mare pentru Giurgiu, să știți. Nu aici. Sunt licitațiile, sunt tot felul de prostii care se fac. Acolo se pierd bani. Nu că circulă bătrânul săracul gratuit să meargă până la piață să-și cumpere cele necesare. Eu știu că se vehiculează nebunia asta, că dacă ajunge Măroiu primar, nu o să mai fie și a mai avut și bine simțirea. Ați văzut că a făcut cardurile alea, unde scrie primăria Giurgiu Nicolae Barbu. Prima, da. Ce legătură are primarul Nicolae Barbu cu tichetul respectiv? Păi ce, da, dacă ar face el o gratuitate de la firma lui, de la hotel, da, atunci poate să scrie gratuitate din partea lui Barbu, dar el nu are nicio legătură, acolo este prin aprobarea Consiliului Local. Este dureros ce se întâmplă. Candidați la primăria Giurgiu, vă spun că un asemenea tandem ar fi o forță pentru noi giurgiuveni. Având în vedere că ați venit de curând din alt partid și sunt, dar sunteți al nostru și acum nu mai vorbim despre partide. Cum vedeți tandemul acesta, Marian Măroiu,
Marianina. Doi marieni. Avem doi marieni și să ne ajute Dumnezeu să-i avem la Giurgiu aici pentru noi. Nu că e al nostru, pentru viitorul nostru. Nu că e al nostru, dar mi se pare cel mai tare tandem. Este. La ora actuală. Da. Marian Mina este un om deosebit, un om tânăr, un om tânăr care, sincer, la început fiecare îl priveam așa cu scepticism, dar a reușit în ăștia 4 ani de zile ce n-a reușit nimeni. Ce n-a reușit nimeni în ultimii 30 de ani este singurul președinte de Consiliu Județean care a asfaltat tot ce înseamnă, tot ce înseamnă județul Giurgiu. Da. Tot ce înseamnă județul Giurgiu. Se laudă acum, atunci la laud pe... Mă abțin să... Așa, da. Pe contracandidatul lui, da. Care nici nu-i dau nume, care a mai fost președinte de Consiliul Județean și care se laudă că a făcut nu știu câte drumuri județene. Dar cum le-a făcut? Dumneavoastră ați văzut în ce hal arată drumurile alea pe care le-a făcut, că toate sunt deja distruse la ora actuală, în ce hal a făcut și am înțeles că deja sunt și niște anchete. Dar eu am fost acolo, personal, le-am arătat giurgiuvenilor adevărul, în ideea în care am ajuns în localitatea unde lucra firma dumneavoastră, una din firme, pentru că domnul... îi spun numele, domnul Beianu, așa, că tot mă abțin, dar îi spun numele. Domnul Beianu are mult mai multe firme, dar cu fals în declarații, o să vedem mai târziu chestiile astea, așa. Am fost acolo și am cerut oamenilor să măsoare cu metru. Au spart până la lucrare, da, am măsurat și sunt 12 cm de astea, cum se numește. N-am mai ajuns material. Nu, da, Andevi, sunt 20... Acolo, deci... Au făcut și mai puțin ca să ajungă la tot. Am luat-o pe diferite, un traseu mai lung, așa, și am măsurat peste tot. Nu, și-a bătut joc, deci și-a bătut joc. Și poate joc de oameni. Gândiți-vă că un proiect de ăsta pe un anumit traseu județean, odată în viața ai ocazia să-l faci. Odată și în viață vine și minte, joc, și, minte și spune că nu e adevărat că s-a făcut anchetă și că... Când mai avem noi posibilitatea să mai atragem atâția bani? E vorba de zeci de milioane de euro. Când vreodată o să mai avem posibilitatea la asemenea fonduri să modernizăm drumurile astea județene? Și au bătut joc. Tot ce a făcut Marian Mina, în mandatul lui este ok. Și nu că este al meu și că vom candida împreună și candidăm împreună la aceste alegeri. Dar chiar ce a făcut cu sine de răspundere în județul ăsta? Primarii, cei care au trecut la un alt partid, indiferent de nu, nici nu contează de ce au trecut, e problema lor, așa. Dar acei oameni, mai ales cei care au cele mai dezvoltate localități din județul Giurgiu, nu trebuie să uite nicio clipă că acolo s-au dezvoltat și sunt așa datorită faptului că Marian Mina a fost președinte la Consiliul Județean și că tot ce au cerut, au avut. Marian Mina și Nicolae Bădălău, acești doi oameni au reușit să aducă atâția bani în Giurgiu, cât nu s-a adus în ultimii 30 de ani. Și aruncăm cu pietre. Păi da, aruncăm pentru că invidia e mare. Știți, la noi singurul lucru care ne avantajează la ora actuală în Giurgiu este invidia. Da? Păi nu arunci cu pietre în ăla că ți-a luat sera de flori și că ți-a luat clinica stomatologică, că își face hotelul, că vezi că n-a făcut nimic în Giurgiu. Că n-ai o cameră de supraveghere, n-ai la școli, n-are copilul condiții necesare. Deci nu arunci cu pietre și arunci cu pietre că stai să vezi că să Mina și Bădălău. Păi ce? Concret, spune ce bine, concret, ce n-a făcut? Știi ce cel mai bine pe luna asta pentru unii să nu faci nimic. Da. Atunci ești ok. Când asta e normal că atunci când muncești, când mai și greșești, poate că mai sunt și lucruri care nu convin. Dar în momentul în care, Doamne, de 30 de ani, nu s-a pomenit ca un județ să, la un moment dat, să te întrebă, dar unde mai ar de asfaltat? S-a asfaltat totul, orice ulicioară din județul Giurgiu s-a asfaltat, nu mai există. Păi nu Giurgiu n-a reușit în ăștia 4 ani de zile pentru că a fost dezinteres din total din partea acestui primar, dar să nu credeți că n-au fost fonduri și pentru municipiul Giurgiu. Dar el a avut timp pentru că s-a plimbat. El a fost, v-am zis, a vizitat toate insulele, adică va avea o bătrânețe liniștită, frumoasă, o să aibă amintiri frumoase din,
din mandatul lui de primar, că s-a plimbat și cam atât. Păi ciurciuvenii pot să uite... Comuna, da. Dau un exemplu, comuna da. Comana este asfaltată complet. Iar Giurgiu ne chinuim și acum mai luăm 10 miliarde din bugetul primăriei, că mai trebuie să mai asfaltăm 3 străzi dincolo de bariere. Uitați-vă Ramadanul cum arată în Cehau. Câți bani ne trebuie în orașul ăsta și toți am fi putut să-i avem pe fonduri europene, pe PNDL, cum s-au zbătut toți primarii de orașe și municipii mari din țara asta și au făcut treabă, la noi a fost dezinteres total. Și degeaba aruncă cu noroi el în acești doi oameni, Bădălău este urât și Mina, ce face, este urât pentru că este partidul care da. Practic l-a adus în poziția de primar da. Și pe care l-a abandonat ca un, cum să vă spun? Da, eu aș vrea să vă spun, Giurgiuveni, să nu uitați iarna trecută, condițiile în care noi am trăit în Giurgiu toată iarna și nu numai iarna trecută, toate iernile în care am stat cu zăpada vai de capul nostru pe stradă și prin sloiuri și alunecam și cădeam și spitalul plin de oameni cu picioare rupte și vai de capul nostru pentru că nu s-a făcut niciun fel de dezăpezire anul trecut. Aș vrea să vedem și noi niște acte prin care să vedem cum s-a făcut dezăpezirea în județul Giurgiu. În județul Giurgiu să vadă toată lumea că era la negru tot județul, iar în Giurgiu, în oraș, nu puteai să circuli. Ce? Nu se poate în condițiile astea. De ce? De ce și-a bătut atâta jocnele? Din același motiv, și pentru și că ce? Nu interesează, doamne. Pentru că nu interesează și pentru că nu mai are cu cine. Pentru că toți posesorii de utilaje, de dezăpezire, și-au dat seama că este neserios, pentru că sunt mulți dintre ei care au venit și din proprie inițiativă, dar au făcut și contracte cu primăria ca să dezăpezească și mulți dintre ei nici astăzi nu și-au primit banii. Nu mai spun că nu și-a primit banii firma de care ridică gunoiul din Giurgiu. Păi da, să de trei ani de zile, gândiți-vă, nu s-a plătit taxa, adică nu s-au plătit facturile la gunoi. Și venim acum, gândiți-vă ce ne așteaptă în jur, 3 ani de zile în care noi, nouă ni se încasează, ne încasează taxa pe habitat, așa, dar el nu plătește la gunoi. Gândiți-vă că avem toate societățile din subordinea primăriei, GSP, GSL, ADP, construcții edilitare și gospodărești, pază publică ESA, astea 5 care sunt deconcentratele sau societățile primăriei și toate stăpânile. Deci, în ce situație este orașul la ora actuală, oameni buni? Gândiți-vă de 10 ori, nu că, încă o dată spun, nu că sunt eu măroi, dar gândiți-vă de 10 ori înainte să pune ștampila. Pentru că e vorba de, nu e vorba de alegeri generale, de alegeri prezidențiale unde nu suntem noi cei care vom hotărâ. Dar e vorba de cel care va conduce orașul ăsta pe următorii 4 ani de zile. Și încă o dată spun, sunt ultimii ani în care noi mai putem să mai dezvoltăm orașul, după care s-a terminat. A terminat și credeți-mă, vă spun din suflet, aveți grijă unde pune ștampila. Pentru că suntem în ultimele minute a emisiunii, în ultimele secunde, mi se spune. Eu vă rog din suflet, pentru că sunt giurgiuveancă și pentru că am aici copii și pentru că am aici nepoți, să nu mai acceptați bătaia de joc în care trăim de 8 ani de zile. Să vedeți de 10 ori, dacă este cazul, această emisiune și să luați seama la ce ați auzit, ce v-a spus omul acesta care este al dumneavoastră, al nostru și de care noi avem nevoie la Giurgiu. Nu trebuie să ne mai lăsăm manipulați și mințiți. Nu trebuie ca banii dumneavoastră să fie cheltuiți pe orice în afară de faptul că sunt ai dumneavoastră și că trebuie investiți aici, în acest oraș. Nu trebuie să uitați mizeria, nu trebuie să uitați zăpada, slorurile și faptul că nu s-a făcut nimic pentru noi în toți acești 8 ani. Vă rog din suflet, aveți mare grijă. Nu vă spun votați Marian Măruin, dar pentru Dumnezeu, nu mai votați bătaia de joc și luați seama la ceea ce v-a spus astăzi Marian Măruin, care este în mijlocul dumneavoastră de atâta vreme și care este giurgiuvean de-al dumneavoastră. Haideți să fim un pic patrioții ai noștri și să fim cu ai noștri și să ne dorim să fie al nostru.
omul care poate să ne ajute să ne revenim și să ieșim din marasmul ăsta nenorocit în care trăim de 8 ani. Vă rog din suflet și vă vorbesc acum ca Giurgiuveanu. Vă rog să vorbiți cu oamenii pentru că mai avem câteva minute. Da. Eu atât aș ruga Giurgiuveni să ai pe grijă unde pun ștampila și să voteze. Opriți-vă, spuneți-le pe ce loc sunteți pe buletinul de vot, pentru că e foarte important, mai avem puțin. Sunt pe locul 4 pe buletinul de vot. Așa. Vă rog să votați Marian Mălăi, da. Și vă rog să votați pentru siguranța unui trai mai bun. Având în vedere faptul că avem acest tandem extraordinar pe care nu l-am avut niciodată și avem Marian Măroiu și Marian Mina, gândiți-vă cât putem să dezvoltăm Giurgiu și județul Giurgiu. Haideți, fraților, că e pentru noi, pentru giurgiuveni. Vă rog din suflet. Haideți, da? Vă mulțumesc, doamnă. La revedere, dragilor. Țineți minte ce v-am spus. La revedere. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran. Acum Yeah.